Pe tot parcursul lunii octombrie, la nivelul Uniunii Europene, se desfășoară acțiuni cu prilejul Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă, la inițiativa Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Ediția din acest an a dezbaterilor este dedicată impactului tehnologiilor digitale asupra mediului de lucru și a sănătății angajaților. Prin organizarea acestor acțiuni se urmărește creșterea gradului de conștientizare sub aspect digitalizării activităților de securitate și sănătate în muncă, aducând în atenția participanților argumente, beneficii și avantajele procesului de transformare a unei munci greoaie într-una mai practică și eficientă. În contextul derulării pe plan național al acestor acțiuni dedicate Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă, vor fi prezenți săptămâna aceasta la Târgu Jiu reprezentanți din partea ITM Caraș-Severin, unde vor participa activ la lucrările organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, împreună cu delegați ai Inspecției Muncii și ai altor inspectorate teritoriale de muncă din țară. Cu acest prilej, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin vor prezenta spre analiză lucrarea intitulată Securitate și Sănătate în Muncă în stații de înaltă tensiune digitalizate, lucrare ce se încadrează în tematica abordată. Tema propusă dezbaterilor pentru anul acesta o constituie locuri de muncă sigure și sănătoase, securitatea și sănătatea în muncă în era digitală. În sensul acesta, Inspecția Muncii a prevăzut în programul cadru de acțiuni pentru anul 2024, pentru același interval de timp, organizarea unor evenimente regionale de informare și conștientizare care se vor desfășura în cele 4 centre din țară: București, Sibiu, Târgu Jiu și Suceava. Prin organizarea acestor acțiuni se urmărește creșterea gradului de conștientizare sub aspectul digitalizării activităților de securitate și sănătate în muncă, aducând în atenția participanților argumente, beneficii și avantajele procesului de transformare a unei munci greoaie într-una mai practică și eficientă, întrucât digitalizarea creează oportunități lucrătorilor în toate etapele vieții și carierei lor, inclusiv lucrătorilor cu dizabilități sau lucrătorilor în vârstă, cât și propriilor angajatori. În același timp, utilizarea crescândă a tehnologiilor digitale la locul de muncă prezintă diverse riscuri pentru sănătatea psihică și starea de bine a lucrătorilor și din aceste motive este vital să fie identificate aceste riscuri prin dezvoltarea unor intervenții și politici practice din perspectiva securității și sănătății în muncă. În contextul derulării pe plan național al acestor acțiuni dedicate Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă, vor fi prezenți săptămâna viitoare la Târgu Jiu inspectorul șef Iancu Panduru, inspectorul șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă Marius Mihai Bălean și inspectorul de muncă Florin Ionuț Azuga, reprezentanți din partea instituției noastre, unde vor participa activ la lucrările organizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, împreună cu delegația Inspecției Muncii și ai altor inspectorate teritoriale de muncă din țară.